Baruri închise și masca de protecție obligatorie în 7 localități din județul Gorj. Măsurile au fost luate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Gorj din cauza faptului că a fost depășită rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la 1000 de locuitori. La polul opus se află 17 localități din Gorj, acolo unde în ultimele două săptămâni nu a fost înregistrat niciun caz de coronavirus. Activitățile sălilor de jocuri de noroc, ale restaurantelor și cafenelelor din interiorul barurilor au fost suspendate în mai multe localități din județul Gorj din cauza numărului crescut de infectare cu virusul SARS-CoV-2. La nivelul județului Gorj, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a luat decizia închiderii operatorilor economici care au ca activitate prepararea hranei și comercializarea băuturilor alcoolice în interiorul clădirilor, în localitățile Stănești, Săcelu, Novaci, exceptând stațiunea montană Rânca, Negomir, Mușetești, Alimpești și Ciuperceni, din cauza faptului că în aceste localități incidența cazurilor este mai mare de 1,5 infectări la 1000 de locuitori. Totodată, în 17 localități din județul Gorj, rata infectării cu SARS-CoV-2 rămâne scăzută sau cu foarte puține cazuri. Primarii spun că oamenii respectă măsurile impuse în perioada stării de alertă. Chiar în aceste zile stăm de vorbă cu oamenii, să știți că toți poartă mască. Au fost conștiincioși în această privință și chiar au respectat legea. Nu pot să vă spun de ce nu s-au îmbolnăvit, dar cred că primul criteriu ăsta ar fi. Au purtat mască și s-au comportat exemplar. Vreau să spun că în instituție, în primăria Drăgutești, nu au intrat oameni și noi am ajutat cum am putut, au așteptat afară, am funcționat exact cum trebuie. Putem spune, chiar așa cu mândrie, oamenii au înțeles care sunt riscurile și au luat măsurile de precauție și tot ce înseamnă instituții publice, instituții private, magazine, restaurante, pensiuni, oamenii văd că se comportă astfel încât să limiteze, Doamne ferește, contactarea sau răspândirea virusului respectiv. Măsurile au fost luate din cauza faptului că a fost depășită rata de infectare cu SARS-CoV-2 de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori. La Alimpești, incidența acumulată a ajuns la 3,99, la Stănești 2,76, iar la Săcelu 2,22.